Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la această nouă ediție a emisiunii Poliopol Sergiu Show, Sergiu Poliopol Show. Am pregătit această emisiune, dar din păcate toate materialele se află aici, nu putem să discutăm despre ele decât doar în situația în care voi povesti eu și dumneavoastră mă veți crede pe cuvânt și vom comenta ceea ce vă povestesc eu. Astăzi lucrurile în această perioadă de campanie electorală se pare că au luat o razna. Președintele Traian Băsescu la ora 15 a ieșit la Palatul Cotroceni într-o declarație de presă făcută în direct la, și preluată de către televiziunile naționale și a făcut niște acuzații extrem de grave, a produs niște acuzații extrem de grave împotriva membrilor CSM, concret împotriva lui Horațiu Dumbravă, cel care a sesizat CSM-ul sau a propus plenului CSM-ului de a sesiza inspecția judiciară în legătură cu niște declarații pe care le-a făcut Traian Băsescu atunci când s-a referit la cazul Microsoft, despre care vom vorbi astăzi mai pe larg cu invitații mei. De fapt, sesizarea inspecției judiciare s-a făcut și în situația premierului Victor Ponta, cel care se pare că a făcut niște aprecieri în legătură cu situația rafinăriei Petrobras deținută de firma rusească Lukoil. Sunt foarte multe lucruri pe care am încercat să le pregătesc pentru dumneavoastră în această seară. O să vedem câte dintre ele vor fi abordate. Mă grăbesc să-i prezint pe invitații mei din această seară și cărora le mulțumesc pentru prezență. Reputatul fost arbitru Ioan Danciu. Bună seara, Ioane, bine ai venit! Bună seara tuturor privitorilor care ne urmăresc la această oră! Și analistul politic, domnul Gabriel Lungu. Bună seara, domnule Lungu, bine ați revenit în platourile Capital TV. Bună seara și mulțumesc de invitație! Suntem în perioada de campanie electorală, dar această emisiune nu va fi nici de cum despre candidații, cei 14 candidați, nu se va vorbi despre prestația lor, despre modul în care își fac campanie electorală, despre felul în care se aduc acuzații de către toate părțile unul altuia, despre implicarea DNA-ului în această campanie electorală. Eu aș vrea să vă rog pe dumneavoastră, în măsura în care cunoașteți mai multe, cum vedeți ieșirea președintelui Traian Băsescu de astăzi de la ora 15, atunci când de la Palat Pupitrul, pe care scrie acolo președintele României, trebuia să spună administrația prezidențială, în opinia mea, făcea acuzații despre, la, evidente, violente, la adresa CSM-ului, la adresa Antenei 3, a vorbit despre posibila naționalizare a rafinăriei Petrotel într-o manieră... Lukoil, nu Petrotel. Da, aparține Lukoil. Deci, rafinăria de la Brașov se numește Petrotel. Și aparține Lukoilului. Deci este proprietatea companiei rusești Lukoil. Și alte lucruri pe care le vom discuta în continuare. Domnule Gabriel Lungu. Eu aș vrea să spun în primul rând că președintele s-a referit la câteva obiective. În primul rând s-a referit la aceste verificări ale CSM-ului pe care le face în legătură cu declarațiile domnului președinte. S-a referit la un articol din codul penal. Nu, eu concret s-a acum... S-a referit la Lukoil și s-a referit la ministrul culturii Chelemen 1. Deci și s-a referit patru... la Antena 3. În fine, aia mai puțin contează că e deja o obișnuință. Nu, această referire... Și Antena 3, să fim scuzați, se referă în fiecare zi secundă. Dar se referă la menținerea în codul penal a acelei prevederi. Eu despre asta vreau să vorbesc, de fapt. Da. Necesitatea menținerii în acest context, în codul penal a acestui articol care interzice... Haideți să vă citesc, vă de fapt, articolul 276 cod penal, cel care prevede. Fapta persoanei care pe durata unei proceduri judiciare face declarații nereale, și apăs aici pe nereale, legate de săvârșirea de către judecător sau procuror a unei infracțiuni cu scopul de a intimida,
se pedepsește cu închisoare sau amendă. Adică eu ce citesc aici? Fapta unei persoane clar care face declarații nereale despre judecător sau procuror pentru a intimida. Dacă era, nu mai era și acest cuvânt nereale și rămânea dacă care face declarații legate de săvârșirea așa mai departe cu tare. Dar dacă e nereale, eu nu sunt atât de rău în sensul ăsta, dacă acest articol... Dacă sunt reale, atunci e în regulă, după părerea noastră. Da. Bun, dar acel articol și mai departe, în extenso, stau și mă întreb așa, oare cine trebuie să probeze sau cine trebuie să facă dovada realității acelor afirmații? Deci începe cercetarea penală împotriva lui Poliopol, nu? Că a făcut afirmații reale și el trebuie să dovedească realitatea acestor afirmații ca să nu intre sub incidența acelui Eu articol. Eu cred că dacă ne gândim bine de tot, și până acum, până a intra în vigoare noul cod penal, noul cod de procedură penală, dacă ne-am uitat foarte bine la cei care ieșeau de la procurori, de la parchetul general sau să zicem așa la instanțele astea importante sau de la DNA, cred că n-am văzut niciodată pe cineva, indiferent de cât era, inclusiv Gigi Becali și așa mai departe, care au mai vorbreți, să facă ceva declarații despre judecători sau procurori. Ba din contră, spuneau că au încredere în justiție, că va fi totul bine și așa mai departe. Nu dădeau detalii despre caz, despre dosar. Deci așa... Foarte corect, adică atâta timp cât un dosar se află în instanță și până în momentul în care nu s-a pronunțat o sentință definitivă, este foarte corect această discreție vis-a-vis de modul în care se produce actul de justiție. Domnule Danciu, dumneavoastră, cum vedeți? Eu vreau să precizez de la bun început cum președinte al unei țări este cel mai bine informat. Când pe ultima sută de metri vine cu acuze atât de grave la adresa în special acestui post de televiziune, post de televiziune care știm cu toții aparține domnului Voiculescu. Domnul Voiculescu în acest moment este arestat. Ne aducem bine aminte toți analiștii care au participat la emisiunile postului de televiziune Antena 3 și nu numai, au făcut anumite jocuri. Mai mult decât atât, pe lângă că au făcut anumite jocuri, au devenit milionari peste noapte, au niște interese. Eu sunt ferm convins că justiția română, și am informații, justiția română are cadre foarte bine pregătite, timpul scurt nu le permite întru totul să ia deciziile și rapide și cele mai bune. Dar sunt ferm convins că colaborând cu serviciile noastre, pentru că când este vorba despre afaceri cu firme străine, în speță cu Lukoilul, când comisioanele, când fraudele sunt așa de mari, vă dați seama că nu poți să iei o decizie peste noapte, ci trebuie o cercetare amănunțită. Mai mult decât atât, vedem cu toții, trăim o perioadă groaznică. Se vorbește de corupție la cel mai înalt nivel și avem exemple, începând cu prim-ministru, terminând cu fratele președintelui țării, cu atâția miniștri. Păi dacă ăștia care au deținut cele mai mari funcții în stat și-au permis fără nicio teamă să facă atâtea nenorociri în această țară, ne putem aștepta la orice. Eu am mare încredere în justiție, avem și specialiști, avem incoruptibili și aceștia împreună cu serviciile vor lua cele mai drastice măsuri. Sunt ferm convins că în următoarea perioadă, până la alegeri în noiembrie... Bun, numai o secundă. Înainte de a trece la alegeri, domnule Ioan Danciu, atunci, în contextul corectitudinei afirmațiilor pe care le-ați făcut mai înainte în legătură cu justiția, vă rog să comentați ieșirea de astăzi a președintelui Traian Băsescu, care, citesc, afirmă următoarele lucruri. Sunt magistrați care țin să facă politică și au ajuns să o facă mai prost decât o facem noi politicienii astăzi. Un domn magistrat a considerat că am afectat justiția pentru că am dat date din dosar. Domnul magistrat minte.
Îmi mențin integral declarația pe care am făcut-o când am avizat cererea de urmărire penală pentru cei 5 foști miniștri. Da, dânsul se bazează în primul rând pe informație, are cele mai bune informații, știm cu toții și am văzut și magistrați arestați, dar eu merg și am toată convingerea că există un grup de magistrați tineri, incoruptibili și nu o să se lasă nici duși în eroare, nici influențați de absolut nimeni. Știu că mulți se gândesc că sunt influențați politic. Nu știu de cine ar putea să fie influențați. Vreau să vă fac precizarea că nu e vorba de un magistrat oarecare de la o curte de apel, chiar și de la Tribunalul Suprem. Nu. Este vorba de un membru al CSM-ului. Horațiu Dumbravă. Domnule Gabriel Lungu. Dacă ne gândim, de multe ori președintele a participat la ședințele de bilanț, la ședințele în care se anunțau probleme importante ale CSM-ului. Deci, până la urmă, președintele a avut o relație foarte bună cu CSM-ul. Rămâne surprinzător că astăzi el atacă un membru al CSM. S-o fi supărat că au zis că, la fel ca și premierul, și președintele pot fi cercetați? Ori magistratul respectiv a greșit. Nu. Nu, pot să fie și asta, ori poate să fie o problemă care îl deranjează clar pe președinte. Înclin să cred că este cea de-a doua, adică președintele e deranjat de această cercetare și cred că mai este deranjat, ca și spus-o, să nu fie, nu-i voi pronunța numele că am vorbit, să nu vorbim de candidați, dar să nu fie pus pe același tapet ca un om care răstălmăcește și influențează justiția. Bun, dar vreau să vă spun, să precizez și pentru telespectatori și pentru dumneavoastră. Propunerea magistratului CSM Horațius Dumbravă, care a cerut verificarea declarațiilor și a lui Ponta, și a lui Băsescu, deci a premierului și a președintelui, a fost votată în plenul CSM în unanimitate. Deci, da, domnule, până la urmă, bine, atacul acesta, pentru a fi cercetat, de ce să nu fie, până la urmă, omii? Și de ce e așa deranjat, domnul președinte Traian Băsescu? El invocă următorul lucru, că acele date despre care a făcut el vorbire nu fac parte din dosarul primit de la DNA. Deci el spune că, eu mi-am notat anumite chestii care le-a spus, a spus așa, a mai spus că domnul Biner nu a fost anchetat, nu a dat nicio declarație. Îmi mențin declarația și acest lucru nu e în dosar. Așa, de fapt era o grupare de politicieni și ziariști care aveau ca obiectiv să ia acopere pe cei care au făcut denunțurile. Cu ce l-a deranjat pe domnul magistrat că această informație nu există în dosarul primit de la DNA? Deci, asta e apărarea lui Traian Băsescu, că el de fapt are alte informații în plus. Eu am înțeles, dar această apărare nu putea fi prezentată mai decent, de exemplu, în contrast cu... Putea să-și trimită o scrisoare către CSM. Această vehemență pe care a manifestat-o la ora 15 astăzi, domnul președinte, l-am văzut pe domnul Victor Ponta foarte calm, spunând că el, apărându-se și spunând că el, de fapt, vorbea despre păstrarea celor locuri de muncă la Lucoil. Atât. Nu a zis că Horațius Dumbravă sau membrii CSM-ului sunt niște oameni care au ceva cu el. A zis, domnule, dacă începe cercetarea mea, e ok să facă cercetarea și așa mai departe. De unde această vehemență, domnule Danciu? Da, e vehemența pentru că s-au acumulat prea multe în ultimul timp. Să nu uităm, după ce au fost atâția arestați, au niște dosare penale și atâția miniștri din alte domenii, plus că a venit una peste alta și afacerea Lucoil. Afacerea Lucoil, unde e vorba de petrol, e vorba de bani mulți, e vorba de comisioane, e vorba de nereguli. Oricum, neregulile sunt mari și nu se putea trece peste ele. Ce rămâne eu surprins este vehemența președintelui, pentru că el ar putea acum, când mai are o lună și ceva, să fie mai conciliant, chiar să treacă cu vederea, dar uite că pe ultima sută de metri scoate multe, multe nereguli la cel mai înalt nivel și eu zic că nu se va opri aici. Abia de acum încep nenorocirile.
În acest context aș vrea să vă amintesc dosarul lui Dinu Patriciu. Dosar, deși Dinu Patriciu a decedat și deși a fost scos din acel dosar, recent Curtea de Apel București a judecat acel dosar, da, și pe inculpații. Foarte bine că ai spus dosar Dinu Patriciu, de morți numai de bine. Dinu Patriciu rămâne ca unul dintre mari arhitecți care a avut România, dar îmi pare rău că de morți, așa cum spuneam, trebuie să vorbești numai de bine. Dinu Patriciu a dus mari prejudicii acestei țări și are vorba, în primul rând, de petrol, să nu uităm cu Petromidia, să nu uităm asta că Dinu Patriciu a fost protejat foarte mult timp asta de apropiatul lui Sorin Roș-Castănescu. Deci, dacă mă lăsați să continui întrebarea, vă spuneam așa că în acel dosar jurnalistul Sorin Roș-Castănescu a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare după ce prima instanță i-a achitat pe toți. A fost blândă. Sorin Roș-Castănescu, haideți să vă aduc aminte un episod telespectatorilor, că a trecut mulți ani de la Revoluție. După Revoluție, Sorin Roș-Castănescu împreună cu un coleg de-a lui ziarist, Florin Gabriel Mărculescu, au prestat la ziarul România Liberă, ziar atunci mare anticomunist, și au distrus o grămadă de destine. Ei căutau pe cei care avuseseră cumva legături cu securitatea sau cu comunism. Și era atunci reacție foarte puternică a opiniei publice, că nu era ca acum, dacă spui despre unul acum că e securist, ba din contră la preție, sau dacă a fost comunist și așa mai departe, vorbesc de nomenclaturiști. E, Sorin Roș-Castănescu și cu Florin Gabriel Mărculescu în fiecare zi prestau acolo la România Liberă și distrugeau o grămadă de destine vreun an, doi. Până când la un moment dat, dar cu mânie de asta proletar, la un moment dat a fost deconspirați de Vadim în România Mare ca informator ai securității. Ei, cei doi, aveau dosare de informator la securității, iar Sorin Roș-Castănescu era sub numele de cod Delean. Și nu numai că erau informatori ai securității, dar și primeau bani pentru așa ceva, că alții bari mai cel puțin mai prestau așa, mai moca, mai voluntar. Ei, ăsta le-a publicat, din convingere. Și le-a publicat și statele de plată. Deci acei oameni pe care incrimina pe toți că sunt securiști și comuniști, ei erau securiști, informatori ai securității. Rezultatul este că după ce s-a întâmplat acest lucru, au fost dați afară la România Liberă și Sorin Roș-Castănescu și-a făcut atunci ziarul Ziua. Uite că destinul și ăsta îl prinde în timp și mâna divină. Eu vreau să vă spun așa că de l-a fapt, prins și pe el. Și domnule Danciu, de fapt, între, și eu cunosc foarte bine aceste detalii, pentru că la un moment dat eram într-o zonă în care știam foarte multe despre Realitatea TV atunci când o cumpărase Sorin Ovidiu Vântu de la cei care o dețineau înainte, și într-un fel știam foarte multe de desubturi din zona Realitatea TV. Eu vreau să vă întreb așa, de ce credeți că, de fapt, Sorin Roș-Castănescu și domnul Danciu știe dă-mi foarte bine. Și mie să spun imediat ceva. O secundă. Face parte dintr-o pleadă de tineri oameni care au lucrat pe la acel Consiliu OASCR-ul acesta, pe la viața studențească și așa mai departe. Cu Stelian Moțiu, cu Vladimir Tismăneanu, cel care a devenit după aceea șeful Comisiei pentru Analiza Dictaturii Comuniste, comisie pe care a înființat-o Traian Băsescu din perspectiva de președinte și care a împărtășit până la urmă concluzia acestea. Vladimir Tismăneanu a ajuns să fie un extraordinar de dur critic al lui Sorin Roș-Castănescu. Eu aș vrea să spun filtrat. Sorin Roș-Castănescu este unul dintre oamenii din media care a dus cele mai mari prejudicii acestei națiuni. El a apărut deseori ca un mare analist la televiziune, ca să nu mai spun la ziarul Ziua și la alte ziare pe unde a mai fost,
beneficiind de toate privilegiile noi structuri după 89. Spunea domnul Gabi că securist. Asta să mai lăsăm cu securiștii, pentru că securiștii au avut o înțelegere la lovitura de stat care a fost în 89. Securiștii au luat mâna de pe tablou și li s-a promis cele mai mari protecții. Ei s-au privatizat, ei au prins cele mai bune privatizări, ei au prins cele mai bune pensii. Nu? Mai mult decât atât, să nu uităm că Sorin Roșca Stănescu toată viața și în special după 89 a trăit numai lângă cei puternici, inclusiv lângă președintele Băsescu. Sorin Roșca Stănescu era un apropiat al lui Dinu Patriciu, era un, a pe colaborat și cu Vântul, ca să nu mai spun că a fost în relații foarte bune și cu Luca, marele sindicalist, care lumea era săracă, iar ei care conduceau pe acești săraci trăiau pe picior mare. Sorin Roșca Stănescu, nu mai gândiți-vă câte milioane de oameni l-au ascultat, pe cât i-a dus în eroare, câți au ajuns prin pușcării datorită lor. El se încadrează exact la tipul șmecherului de România. Și cum niciun șmecher pe termen lung nu sfârșește bine, iată că și Sorin Roșca Stărnescu a ajuns acolo unde este locul. Și asta e începutul. Dacă facem un clasament al oamenilor care au fost la Mititica, care sunt și care mai urmează să fie, înseamnă că corupția e așa de mare. Și vreau să fac o paranteză. Zilele trecute am vorbit cu un prieten de-al meu evreu la Tel Aviv, care iubește România, are 38 de ani, plecat de 23 de ani de România, și l-am întrebat: Dane, cum se vede la Tel Aviv România? România se vede cea mai frumoasă și cea mai bogată țară din Europa, ținând cont de suprafață și de populație. Se vede o țară cu cei mai mari corupți și să știe că lumea o duce greu, are femei frumoase și harnice și, din păcate, să vând ieftin. Cam așa se vede România. Domnule Gabriel Lungu, ținând cont de tabloul pe care l-a zugrăvit colegul nostru de platou, domnul Ion Danciu, despre activitatea lui Sorin Roșca Stănescu, cum comentați dumneavoastră prezența celui mai fidel discipol al său la Realitatea TV, și mă refer aici la Rareș Bogdan, cel care a fost cel mai fidel discipol al lui Sorin Roșca Stănescu. A înființat ziarul Ziua de Cluj, a început prin a fi un critic acerb al lui Traian Băsescu și acum prestează în folosul lui Traian Băsescu în cadrul grupului Realitatea TV. Și cum poate fi catalogată atitudinea acestui jurnalist, pentru că vreau să-l pun în ecuație cu alt celebru jurnalist de ăsta, și mă refer la domnul Robert Turcescu. Cum vedeți dumneavoastră această situație din presa centrală românească? Cei de la care, să zicem noi, ăștia de pe la provincie, așa, ne uităm ca și cum ar fi niște oameni de la care putem învăța ceva. Nu știu, dacă cred că după mai mulți ani acum de la Revoluție, dacă toată lumea se mai uită așa ca la un mesia, la cei care prestează la nivel național la televiziune, pentru că între timp și ei au fost devoalați așa. Dacă ați vorbit de Rareș Bogdan, prestează acolo unde este plătit, banul face totul. Dacă ne gândim la Robert Turcescu, a trecut și el la mai multe televiziuni. Dacă luăm cazul unui foarte bine cunoscut în România, Ion Cristoiu, care a fost la Antena 3, de făcea emisiune acolo cu Gâdea, cu Ciutacu, și după aceea a plecat la B1 și îl înjurau foștii lui colegi de platou. A venit acum și Cristoiu la Realitatea TV. Dacă ne gândim la Ciutacu, care era foarte bun prieten cu Badea și cu Gâdea și a plecat la România TV, deci lucrurile evoluează și moderatorii pleacă dintr-o parte în alta sau ziariștii în funcție de banii care li se oferă. Înțeles, dar până la urmă... Și Rareș Bogdan, mai ales că el, trebuie să înțelegem o chestie, se vede la el că are și un dinte așa personal, pentru că a fost păcălit,
trebuie să folosim cuvântul respectiv, că va fi directorul televiziunii române, a fost avizat în comisiile Parlamentului și când a fost la vot în plen, n-a avut vor. Deci, pentru că acum deja... Haideți să fim serioși, credeți că un ziarist ca și Rareș Bogdan avea dimensiunea necesară să conducă... Avea dimensiunea necesară pentru că au avut-o o astfel de... Auziți, au avut-o toți. Deci haideți să lămurim o chestie clară. Păi televiziunea română e faliment, haideți să clarificăm. Televiziunea română poate după mine să o conducă oricine. Pentru că televiziunea română primește bani publici din taxele noastre, se mai pompează de la guvern de fiecare dată bani ca să fie salvată. Deci atâta timp ceva falimentar cu plus sau minus 3 lei nu mai contează. Deci poți să conducă oricine. Noi nu reușim de 24 de ani de zile, 25, să facem o televiziune română publică pe criterii clare de competență. Uitați-vă și în momentul de față s-a dus Stălian Tănase acolo și el va fi mazilit de acolo pe Făraș. De fiecare dată, deci o televiziune falimentară, să o faci falimentară, oricine poate fi. Deci, domnule Danciu, drept pentru care la televiziunea română... Dacă la televiziunea română pui portarul de la televiziune drept manager, nu e nicio problemă, nu? Toate televiziunile după 89 au fost aservite politic și nu mai să luăm patronilor. Când aud chiar Rareș Bogdan, Rareș Bogdan este un băiat simpatic, îmi place de el, iar de Leand al nostru, dar să nu uităm că el a luat-o de la pitici lângă acest Sorin Roș Castănescu. De asta crești și nu știi ce crești. Mediul în care trăiești este baza. Când trăiești lângă un bandit de nivel mare de tot, nu ai ce să iei bun de la el. În sfârșit, micile trădări și marile trădări, pentru că tot timpul sunt numai interese la mijloc. Astăzi, eu fac aici o paranteză, mi-aduc aminte că la Flacăr Adrian Păunescu a format niște condieri pentru o perioadă de timp de elită, dar erau plătiți în mod egal. În momentul când de la sărac devii foarte bogat și intervine lăcomia, și aici ce spunea și amicul meu Gabi, exemplu și televiziunii române. Când sunt care lucrează la televiziunea română, când câștigă zeci de mii de euro, când prezentatorii de televiziuni, inclusiv la televiziune private, au 40-50 de mii de euro, îți dai seama că ei au niște linii bine stabilite. Să nu uităm că vântul cu televiziunea lui a pus șeful SRI-ului din România. Mă refer la Radu Timofte. Să nu uităm că vântul numea miniștri și prim-miniștri și chiar președinți de țară vroia. Să nu uităm că vântul pe termen lung este mai puternic decât sabia. Iar acest vântul cu o inteligență sclipitoare și un bandit de clasă mondială a reușit atâția ani să facă ce a vrut în această țară, pentru că de ce să nu recunoaștem, românii iubesc televiziunile, se uită mult la televiziune, iar televiziunea are o influență senzațională. Poți să scrii, poți să vorbești la radio, poți, când ai apărut odată la televiziune și ai apărut odată că ai mergi la Mititica, ești gata. Asta să știe toți. Trebuie la toți să ne fie frică de lege. Ei s-au bazat pe faptul că jigneau procurorii, jigneau judecătorii, scriau, ei stabileau de câte ori și schimbările din justiția română. Iată că a venit timpul să dea socoteală. Uitați-vă și luați-i pe rând, pe toți analiștii, că au grave probleme. Este exact ce spunea președintele Iliescu, asta am apreciat-o la el. Simțul măsurii și lăcomia. Lăcomie fără margine. Când 12 milioane de oameni nu câștigă în medie 150 de euro pe lună și un ziarist la marile trusturi sau un șef de trust își permite să stabilească cine-i ministru, cine-i prim-ministru, cine-i șeful SRI-ului, asta e ceva grav. Asta numai în România se întâmplă. Trebuie să facem o mică pauză de publicitate și revenim imediat după aceea la această discuție foarte interesantă, pentru că mai am multe întrebări să vă pun și sunt foarte curios, presupun că și telespectatorii sunt la fel de curioși să afle părerile dumneavoastră de oameni avizați și trecuți prin lume.
publicitate. Din nou în direct, domnilor și domnilor, la partea a doua a acestei discuții cu invitații mei din această seară, domnul Ioan Danciu și domnul Gabriel Lungu. Stimați domni, Traian Băsescu de la pupitrul Palatului Prezidențial Cotroceni, prin informarea de presă pe care a produs-o astăzi la ora 15, mai făcea următoarea afirmație. Avertisment pentru CSM. Dacă se repetă, asta am avut de afirmat despre abuzul la adresa președintelui României. Dacă se repetă, pentru că nu-i primul, voi reacționa de fiecare dată. Nu am nicio plăcere să văd dezbateri în care tot felul de politruci îl pun pe președinte pe picior de egalitate cu Ponta în exercitarea de presiuni împotriva justiției. Comentarii, vă rog. Eu aș vrea să precizez că pe ultima sută de metri și la modă, când doi care sunt la putere nu coabitează să aibă o asemenea divergență. Natural, și iară mă repet, că președintele știe foarte multe, e bine informat și pe ultima sută de metri o să vină cu multe surprize. Prim-ministru Ponta, să nu uităm un lucru, și aici vin eu și poate nu sunt măsură, dar vreau să precizez că fiind tânăr, a moștenit și el niște probleme destul de dificile și este greu pentru un premier la 41-42 de ani, cât are acum, să iei măsurile cele mai bune. A prins o perioadă dificilă. Să nu uităm că după criză care a apărut prin 2007, era destul de dificil. Cel mai ușor e să condamni, dar gândiți-vă că în momentul când te-ai dus la Mititica, cheltuielile sunt fabuloase. Eu mi-aș dori ca România să facă pușcării private și toți care greșim împotriva, facem greșeli grave, să ni se confiște averile și pușcărie la domiciliu sau la pușcării private. De ce să cheltuie un pușcării cu ei mai mult ca în spitale? Bun, domnule Gabriel Lungu. Eu zic că președintele are ultimile reacții. Deci își consumă ultimile cartușe pentru că domnul Ioan Danciu aici de față făcea o afirmație interesantă la un moment dat, și anume că de-abia de acum o să iasă Traian Băsescu cu cele mai tari lucruri. Eu vă întreb, mai are o lună și jumătate. Ce putem noi înțelege din aceste prestări vehemente din funcția de președinte al României? Are de pe ultima 100 de metri de reglat niște conturi? Are de demonstrat ceva cuiva? Cum vedeți dumneavoastră toate treburile astea, domnule Gabriel Lungu? Pe ultima 100 de metri, fiind și în campanie electorală, cred că, indiferent ce ar comunica președintele, în acest moment nu are efectul scontat. Pentru că lumea va pune totul pe această luptă electorală în care președintele, deși trebuia să fie un arbitru, să fie un mediator și a anunțat susținerea pentru un anume candidat, merge în campanie cu acel candidat, deci este clar de tot că nu este echidistant. Și atunci, orice ar spune în clipa de față, dacă avea ceva de spus, trebuia să o spună acum mai multe luni de zile. A mai făcut o afirmație pe care nu și-a respectat cuvântul, a spus așa, că el va spune care dintre candidați este ofițer acoperit și atunci când acele persoane își vor depune candidatura, el va spune care este ofițer acoperit. În momentul de față, din câte știm, cei care și-au anunțat candidatura s-au și înscris în cursa electorală. Și a trecut ziua de definitivare a candidaturilor și președintele nu a făcut acest lucru. Pentru dacă știm clar de tot că cei candidați trebuia să dau o declarație pe propria răspundere, să spună că nu au colaborat sau au colaborat cu
securitatea, cu alte organe represive, ei trebuiau să o facă. Dacă nu, era, să zicem, un fals în declarații. Venea președintele și uite, domnule, eu nu vreau să lăsăm un candidat. Dar pe de altă a parte... A făcut acest lucru? Nu a făcut. Bun, dar deci pe de altă mințit, parte, domnule Danciu, aceste referiri concrete la a patra sau la puterea din statul român, justiția, referiri concrete. Da, referiri concrete. Nu sunt cumva, nu se pot interpreta cumva un atac împotriva independenței justiției din partea unei funcții executive. Președintele României este asimilat cu o funcție executivă. Nu este el tătucu Putin într-o țară din Europa. Este din asimilat, dar să nu uităm că nu întotdeauna ce zice prim-ministru, ce zice președintele, depinde în ce context, în ce conjunctură, cui se adresează, e ceva șablon. E o părere și mai ales pe ultima sută de metri. Eu spun așa, indiferent cine va fi președintele României, președintele trebuie să continue tot ce s-a făcut bine după 89 și în speță în mandatul lui Băsescu. Eu știu un lucru, că justiția în ultimul timp s-a îndreptat pozitiv, că justiția... Stați așa, vreau să mai faceți o precizare după ce vă pun o foarte scurtă întrebare. Da. Eu, ca și jurnalist independent, simplu observator, văd că în ultimul timp foarte puține dosare sau foarte puține nume sonore din rândul celor care l-au susținut pe Traian Băsescu și când a candidat prima dată și când s-a făcut guvernul acela lui Boc și după aceea sunt prezente pe firmament în aceste zile. Și văd că sunt foarte multe nume, președintele Consiliului Județean Brașov, din rândul PNL-ului. Da, de din cei 40 plus 1 președinți de consilii județene, vă rog să 26 comentați. Au fost arestați. Eu, din punctul meu de vedere, aici aș vrea să scot în evidență pozitiv că atunci când se va scrie istoria, nu se mai spune conflictele dintre președinte, prim-ministru, se spune așa, în perioada lui Băsescu, bun rău cum a fost, a fost arestat prim-ministru, fratele lui, atâția miniștri, atâția demnitari, deci dacă ăștia, atâția demnitari, au făcut atâtea nenorociri și niciunul n-a fost băgat la mintitica pe nedrept. Țineți minte că și toți suntem atâția, că nu suntem de acord cu el. Dacă nu era arestat, dacă nu era arestat Adrian Năstase. Bun, am înțeles dumneavoastră. Vă rog. Ce a spus președintele astăzi? Asta așa, când am spus că sunt miniștri care nu sunt suspectați că au luat bani, m-am referit la funeriu și la vreme. Toți ceilalți sunt și suspectați că au primit foloase necuvenite. Deci el a trebuit să facă această precizare neapărat ca să ia apărarea a doi miniștri pe liniște. Până la urmă, această afirmație nu este un fel de intervenție în actul de justiție? Nu este un fel de atac împotriva independenței justiției? La fel ca și în cazul domnului Victor Ponta, care și-a spus punctul de vedere vis-a-vis de cazul lui Coil. Dacă ne referim că fiecare comunicat al unei instituții de face parte din justiție, și mă refer la DNA, la DICO, la parchetul general, la cine vreți, când au acele comunicate, îi spun la fiecare sfârșit de comunicat că funcționează prezumția de nevinovăție. Acum, ei, dacă cei care au dat comunicatul, deci organul judiciar, parchetul, a dat comunicatul ăla și spune că funcționează prezumția de nevinovăție, nu poate nici președintele țării să vină și să împarte el acum acei miniștri, foști miniștri acuzați în dosar, să împartă, dar acum i-a selectat exact cei doi pedeliști din dosar. Nu sunt răi, nu au luat folosă. Sunt răi, dar nu sunt chiar așa nu răi. Nu sunt chiar așa răi, iar ceilalți sunt răi că... De ce noi filozofăm și răstălmăcim atâta cuvintele? Să știe foarte clar, structurile noastre de la servicii au argumente, au tot ce vrei pus pe masă. Președintele este foarte bine informat. Dar președintele României nu înfăptuiește actul de justiție, domnule Danciu. El recomandă să se aplice legile. Eu spun un lucru, nici unul
care nu e vinovat nu va fi pedepsit. Nici bun, haideți să facem o pauză că să nu va scăpa, țineți minte. Trebuie să fac neapărat un anunț romanic după aia. Să dau în primire lucrurile și voie. Să aveți surprize. Okay. Haideți să fac un anunț umanitar și continuăm după aceea până la ultima secundă a emisiunii, discuția. Cei mai mulți oameni ajută pe cei nevoiași nu pentru că au prea mult, ci pentru că nu au uitat ce înseamnă să nu ai. În spiritul acesta facem un apel în numele celor care au nevoie de ajutorul nostru pentru sănătatea lor, respectiv pentru Centrul de Asistență Socială a Persoanelor cu Dizabilități Petrila, să adunăm atât cât putem detergenți de toate categoriile, de bucătărie, de igienă corporală, de rufe etc. pentru a completa necesarul. Doritorii pot dona produsele la un magazin de aici din zona în care se află sediul televiziunii noastre și sau contactând personalul respectiv la numărul de telefon 0722 710 892 0722 271 890 0722 710 892. Vă mulțumesc pentru înțelegere, stimați invitați. Probabil că știți despre cazul Asociației Pensionarilor pentru Ajutor de Deceși și Ajutor Reciproc Petroșani. Ați auzit de lucrurile necurate care s-au întâmplat acolo, în contextul pe care dumneavoastră l-ați amintit, domnule Danciu, și anume toată lumea trebuie să respecte legea. S-a schimbat președintele Asociației, pentru că fostul președinte, domnul Gheorghe Pavel Iuliu, a fost dovedit a fi, în afară de incompetent, și prost manager și un manager care a investit fondurile în niște lucrări care nu sunt necesare sau alte astfel de activități a făcut, a acordat o grămadă de împrumuturi la niște persoane care ulterior nu le-au mai returnat și vreau să vă spun așa. Noua conducere a asociației prin președintele Armulescu Dan Gheorghe a încercat să intre în posesia celor peste 2000 de acte pe care organele de cercetare penală le-au ridicat de la sediul asociației. 2000 de acte? 2000 de acte. Contracte, facturi, tot felul de chestii. Dai seama, ce în 2010, ascultă aici. Bun, aceste acte au fost primate la Poliția Română, care Poliția Română le-a predat ulterior Gărzii Financiare, Secția Județeană Hunedoara. Garda Financiară, Secția Județeană Hunedoara spune că a primit documentul cu registrul de casă, cu, uitați aici, toate documentele, da? Bun. Solicitați fiind cei de la ANAF, că știți că Garda Financiară s-a desființat și acum ANAF-ul gestionează și activitatea gărzii. Uitați ce ne spune ANAF nouă, celor de la Capital TV, care am făcut o adresă scrisă pentru ca să se găsească aceste documente. Spun așa, ca urmare a cei dumneavoastră numărul cutare, sub Comisia de Inventariare a Elementelor de Activ și Pasiv ale Gărzii Financiare, numită prin ordinul cutare al președintelui ANAF, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Hunedoara, nu i-au fost predate de către fosta gardă financiară documentele solicitate de noastră. Vedeți? Ăsta e procesul verbal prin care poliția predă Gărzii Financiare hârtiile, Garda Financiară semnează de preluare și acum aceste acte nu se mai regăsesc. Finalul, care e prejudiciul, de cât e? Nu e niciun prejudiciu deocamdată. Deci deocamdată prejudiciul estimat de către cei de acolo sunt, vă spun exact cât e prejudiciul, am aici nicio problemă, în jur de vreo 3-400 de mii de lei. 3-400 de mii de lei? Da. La amărâțe de pensionare, da, acolo? Da, da, da. Păi în România doi fură pe unul și cei mulți pe cei doi. Eu cunosc foarte bine situația. Vă rog, haideți, mai avem... Eu am stat de vorbă și cu fosta soție a lui Pavel. Așa. Am stat de vorbă și cu o fostă angajată de acolo. De mai mulți ani, nu acum când... Deci situația e de mult, da. Deci ideea e în felul următor. Acolo se făcea un jaf organizat acolo. Acolo erau oameni de afaceri. Erau polițiști care luau CR-uri
fără să aibă deloc deschidere de cont. Bun, acolo. Treceți la subiectul deci, ăsta. Acolo aveau, păi asta e subiectul, acolo aveau salarii fabuloase și angajează și soția și ăsta de 3, 4, 5 ani, domnule Daciu, peste 20-30 de milioane. De justiția, yes, pentru că justiția toți trebuie, iară revin, să ne fie frică de lege, domnule. De ce nu mai ține? Păi și la ăștia nu au nicio treabă. România se fură de la cel mai mic la cel mai mare, domnule. Domnule, miliardar din Valea Jiului, luau bani de la CR-ul de acolo, știi? Și până la urmă, știți cum e treaba, știți câte plângeri au fost aceia, toate s-au mușamalizat, juristii erau un fost polițist, fratele lui era polițist și așa mai departe. Mai vorbim de ăsta. Din cauza asta s-a mușamalizat totul, domnule. Pentru că toți erau acolo abonați și sugeau banul de la pensionari. Deci aia pensionari a rămân fără ajutor de deces sau ceva din cauza unor indivizi ăștia de afaceri și de autorități care furau banii de acolo. Pe mână și, bun, cu și unde hai sunt autoritățile statului? Ce să mai vorbim? Autoritățile statului. De asta s-au pierdut actele, domne. Ce mai vorbiți? Auzi? Dar auzit tot ați zis și nu vreau să ratez momentul. Vă rog. Că ați vorbit de persoane cu dizabilități, ați vorbit de una alta. Ce se întâmplă? Chiar astăzi, vreau să dau așa o informație de ultimă oră, că s-a dat o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. ACEDO. A Uniunii Europene, Curtea de Justiție, nu. De la Haga, așa. Da. Deci ideea este în felul următor. Vine într-o cauză românească, Elena Petru versus Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Și care este, de fapt, rezumatul? În statul e obligat să ramburseze cheltuielile medicale efectuate în străinătate dacă în România asiguratul nu poate fi tratat corespunzător. Rambursarea cheltuielilor medicale efectuate în străinătate nu poate fi refuzată atunci când o lipsă a materialelor medicale de primă necesitate împiedică asiguratul să beneficieze de tratament spitalicesc în timp util în țara sa. A decis Curtea de Justiție a Uniunii Europene astăzi și a transmis un comunicat chiar astăzi. M-ați înțeles? Bun, mai avem un minut. Ce și sunt? Gata. Mai avem un minut și aș vrea să încheiem această emisiune într-o notă, să zicem, mai hazlie, așa. Am aici o... Din păcate nu putem să o difuzăm pe post, dar o să vă citesc. Vișan Andrei, clasa 7A, test la limba română. Întrebare. Bine, opriți emisiunea. La revedere, stimați domn. Ați pierdut întrebarea. Nu, dar nu pot să fac așa emisiuni. Deci, întrebare. Scrieți o compunere care să aibă cel puțin o propoziție. Calul intră în pădure. Tăgădâm. Care să aibă cel puțin o pagină. Și pe toată pagina asta, jumătate de pagină, tăgădâm, s-a săturat copilul și spune așa, pune ghilimele și la sfârșit încheie. Calul iese din pădure. O propoziție, comentarii, domnule Danciu. Eu rămân la convingerea că copiii sunt obosiți și întâlnesc niște teorii din astea inaplicabile, de foarte greu și pentru unul matur, dar pentru un copil care are minte de copil. Bun, domnule... Școala românească a dat ieri un laureat al Premiului Nobel la chimie, a făcut școala în România, la Timișoara. Culmea că acel liceu din Timișoara a făcut și acum vreo 2 ani și un premiu la literatură, a dat Premiul Nobel la literatură. Deci poate produce și asemenea valori. Bun, mulțumesc tare frumos pentru prezența în această seară în cadrul emisiunii Sergiu Poliopol Show. Domnilor și domnilor, noi ne revedem mâine seară cu ediție, să zicem, specială. Mâine vom fi la Palatul Elisabeta și vom vorbi despre actualitățile românești, nu cu un candidat la președinție, ci cu un om care face parte din Casa Regală cu Prințul Radu de România și care, vedeți, o să vedeți mâine seară cum se diferențiază de actuala clasă politică, de actualii candidați și de cei care vă vor cere votul în 2 și 16 noiembrie. La revedere! The show must go.